Pe 29 noiembrie 2017, Ziua Națională a României a fost sărbătorită de Institutul Cultural Român în colaborare cu RAE Entertainment la Carnegie Hall printr-un recital al sopranei de origine română Andreea Soare. Absolventa Universității din Strasbourg, cu studii aprofundate la Conservatorul din Paris, tânăra soprană a obținut deja numeroase și valoroase premii internaționale. Recitalul a fost acompaniat de pianistul francez Ioan Ero, iar programul a cuprins și piese românești, din care vă oferim câteva fragmente.